aceeași frecvență cu tine. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Pe data de 9 mai nu trebuie să vă uitați înspre Rusia, ci înspre noi în primul rând. Vladimir Putin ne-a furat sărbătoarea și acum toate televizoarele din Europa arată imagini de la Moscova în loc să aduc aminte de ce este important pentru spațiul nostru. Oameni buni, da, este război, dar 9 mai este ziua celei mai importante realizări a acestui spațiu european. Comunitatea noastră care trăiește după aceleași reguli și care are ca valoare supremă pacea. Acesta este, de fapt, cel mai mare câștig pe care ni l-au adus părinții fondatori ai Uniunii Europene. Iar azi, când vedem ce este la granița noastră, înțelegem acest lucru cel mai bine. Pacea e valoarea supremă. 9 mai nu este doar ziua în care s-a oprit al doilea război mondial. El s-a oprit, de fapt, pe 8 mai, dar în Rusia era 9 mai, așa că în spațiul estic am luat și noi ziua asta de 9 mai. Dar 9 mai este ziua declarației Schuman, care a dus la conceperea Uniunii Europene. Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, a pus la 9 mai 1950 la un loc producția de oțel și cărbune a țării sale și a Germaniei într-un efort de pace, chiar așa i-a spus. De acolo, pas cu pas, s-a construit Europa actuală, așa cum o știți, cu instituțiile pe care le știți și cu birocrația pe care o știți, dacă vreți. Însuși Schuman spunea că Europa nu poate fi construită decât cu lucruri concrete, viabile, lucruri pe care noi să punem mâna, căci așa poate fi menținută pacea, credea el. Și a avut dreptate. Iar în ultimii ani, asta se vede cu asupra de măsură, Europa a trimis în România în 15 ani mai bine de 70 de miliarde de euro. Și avem în față și un plan care ne va aduce încă 30 de miliarde de euro. Ne-a dat pace, libertatea de a călători, de a munci, ne-a adus instituții și, special pentru noi, ne-a dat și posibilitatea să-i pedepsim pe hoți. Mai țineți minte, nu? Ne-a dat curaj să o facem. De asta la noi o parte din clasa politică, mufată la banii publici, spune întrebarea asta: dar cine a adus, domnule, nouă Europa asta? Și aproape că s-a transformat în vorbă, la care s-a mai adăugat una, că la noi fondurile europene se iau mai greu pentru că se fură mai greu. Știți și asta. Da, vorba asta prostească cu cine a adus Europa se rostește încă des aici și pentru mulți oameni poate justificat. Ați auzit întrebarea asta? Cine a adus nouă? Cine face nouă? M-am uitat pe o listă. Unora le-a adus apă în casă, altora le-a adus reparații la calea ferată, construirea unor drumuri, multor firme le-a adus chiar echipamente, oameni mai pregătiți, știți deja, se spune, de cum s-a făcut asta, pe fonduri europene. Greu, complicat, cu birocrație uneori. Poate ne sunați azi cei care ați beneficiat de asta. Știu eu, poate aveți o școală în localitate, poate aveți o firmă începută, un curs de calificare, o pensiune. Asta cu pensiunile merită discutate cu banii europeni. Și tare aș vrea să știu și care sunt dezamăgirile legate de astea. Spațiul nostru nu este evident doar lapte și miere, dar oarecum ar fi fost fără el. E ziua noastră, oameni buni, și trebuie să vorbim despre această țară, a doua a noastră. Ce ne-a adus Europa? De la bani la pace și poate unora dezamăgiri. 0372069599, îl repet, ne sunați și din Europa, 0372069599, ce crezi că ne-a adus Europa? Poți numi un lucru concret pe care Europa l-a făcut în comunitatea ta? Și ce reprezintă pentru tine faptul că faci parte din Uniunea Europeană? Dezbaterea noastră este și pe Facebook, la Europa FM, 0372069599. Cred că începem cu Ciprian. Salutare, bine ai venit la noi! Bună ziua, domnul Striblea! Aș dori să încep în a spune ce mi-a adus mie Europa, nu știu ce le-a adus celorlalți, dar mie cel puțin mi-a adus mobilitate, o mobilitate care nu aveam înainte. Am putut să merg în celelalte țări, am avut posibilitatea să lucrez în altă țară,
în care am câștigat niște bănuți, în care am venit acasă și mi-am făcut ce mi-am dorit. Dacă nu aveam acea posibilitate să plec din țară, nu reușeam să fac ceea ce am făcut sau ceea ce mi-am dorit. Plecatul din țară e cel mai mare beneficiu pentru lumea asta în care trăim? Da, este unul din, bănuiesc eu, după părerea mea, este unul din cel mai mare beneficiu. Foarte mulți oameni s-au ridicat, între ghilimele, s-au dezvoltat. Am foarte mulți clienți care lucrează în afară, iar dacă lucrau în țară, nu reușeau să facă o căsuță. Nu reușeau să miște ceva în viața lor. Din păcate, în România nu avem posibilitate să câștigăm banii pentru un trai decent. Un trai decent înseamnă un concediu la mare, poate unul la munte. De unde spui decent, că ne suni? Din Bacău. Din Bacău. Ieri am fost la Iași, într-un cartier acolo, undeva în spatele Păcurarilor. Cunosc. Da. E acolo o dezvoltare. Mă uitam, eu nu cred că oamenii aia toți sunt plecați în străinătate. Eu cred că mulți dintre ei muncesc în România. Și am văzut o bunăstare pentru România, așa, la nivelul nostru, impresionantă. Adică eu sunt convins că sunt oameni în țara asta care trăiesc destul de bine muncind aici. De asta te întreb astăzi dacă ăsta să fie cel mai mare beneficiu. E important, e un beneficiu mare, înțeleg ce spui tu, dar nu știu dacă asta e cel mai bun lucru pe care ni l-a adus, dacă aș face un top, pe care ni l-a adus. N-am zis cel mai bun, dar face parte din primele 10, să zic așa. Da, asta clar. Cunosc familii în România înainte să plece din țară, să lucreze în străinătate, în care nu reușeau să ajungă cu banii de la un salar la altul. Abia se târiau, pe românește spunând. Da. După ce au plecat în străinătate, au reușit să achite datoriile care le și-au făcut în țară, au reușit să-și mai cumpere un apartament, deși stăteau în chirie. Este un factor foarte important, plecatul din țară. Dar, da, este greu, este dureros, pentru că nimeni nu-și dorește să plece. Eu am fost forțat din prejurări să plec, dar m-am întors. Dar m-am întors pentru că... În Bacău vezi stegulețe din astea cu albastru și cu stele galbene, nu? Adică bănuiesc că sunt... Aha, deci sunt. Asta voiam să mă asigur că se poate să meargă și invers. Că, de fapt, eu mă bucur dacă lumea are libertatea de a alege. Dar eu vreau să văd și ce se întâmplă cu Europa aici, la noi, la țară. Că dacă... O să înțeleg că ne bucurăm în continuare de plecat, dar aș vrea să ne bucurăm de ce putem construi aici. Când spui că te-ai întors, ce ți-ai făcut? Ți-ai făcut o afacere? Ți-ai făcut o casă? Sau doar că te-ai întors cu bani? Din păcate, n-am făcut o afacere, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt două tipuri de români. Cei care se acomodează și n-au nicio problemă și poate să stea în străinătate foarte mulți ani, fără a duce dorul. Și sunt și cealaltă categorie care își dau seama ce au acasă și duc dorul de casă. Eu fac parte din a doua categorie. Am venit acasă după 3 ani de zile, dar pentru mine au fost 3 ani de zile de chin și mi-am simțit ca 10 ani. Am reușit să-mi achit datoriile, am reușit să renovez apartamentul care reușit să o cumpăr înainte să plec, care pentru mine a contat foarte mult. Mulțumesc tare mult, Ciprian. Sigur, astea sunt cele mai importante realizări la nivel personal. Dar țara asta o schimbăm cu ajutorul Europei? E și asta o întrebare de astăzi. Hai să vedem. Valeriu, ție ce ți-a adus Europa? Valeriu, ne auzi? Bună ziua! Bună ziua! Din zonul Severin. Salutare. Salut pe această cale toți europenii FM. Spre deosebire de antevorbitorul meu, să știți că Europa nu, în zonul Severin, nu ne-a adus mare lucru. Mm-hmm. Până de asta că
cu părere de rău că ați amintit de steagul albastru cu stele galbene. Da. Deci să știți că noi într-un Severin numai stele galbene vedem. Înțelegeți? Da. Și spun asta datorită faptului că cu ceva timp în urmă aveam aici în orășelul ăsta frumos de la Dunăre, elegant și cochet, o istorie foarte îndelungată. Aveam o buzină de vagoane, construiam vapoare, produceam carne în abator, aveam o fabrică de mobilă, aveam un combinat de celuloză și hârtie și ceva unic în Europa la vremea respectivă, un combinat de apă grea, care din păcate s-a dus. De ce s-a dus oare? Că noi suntem, la început am fost copilul ăla... Tu ești convins că Europa ți-a luat toate lucrurile astea? Nu mie, este impropriu să spun că mi-a luat mie toate astea. Nu, regiunii, dar... regiunii, ai auzit? Da, nu, regiunii, da. Noi suntem o regiune foarte defavorizată. Noi am fost luați în brațe la început, da, pentru că știau că vom fi o piață de desfacere, da, extraordinară. Ce simplu să gândești așa. Hai să-ți, povestesc, o treabă. Există o hartă, proasta asta de Uniunea Europeană a făcut și chestia asta. Există o hartă care se numește Cohesio, cu capa. Cohesio. Da? Cohesio. Da, da. Te duci acolo pe harta asta și vezi câți bani bagă Uniunea Europeană la tine în județ. Am undut propriu. Dacă vrei să citesc eu acum, da? Dacă vrei, îți iau aici direct de la Turnul Severin, da? Îți iau eu și îți citesc toate proiectele pe care Uniunea Europeană ți le varsă cu bani acolo. Da? Toate. Da, pot să le citesc și eu cu cea mai mare plăcere. Păi, dar înainte, fii atent, dar să nu uităm că în momentul în care spui că ți s-a luat și nu spui că ți s-a și dat ceva, e o chestie foarte complicată și să faci mecanismul ăsta de asociere extrem de simplu, să zici, mama, am intrat în Uniunea Europeană și la noi nu mai este combinatul cu tare... E cel mai simplu lucru din lume. S-a mutat combinatul ăsta într-o țară europeană, s-a mutat în Bulgaria, în Lituania, în Estonia, în Franța sau în Germania? Nu s-a mutat. Aha. Nu despre asta este vorba, dar mă mir că cu atât entuziasm aplaudați Europa. Deci trebuie să înțelegem un singur lucru. Noi suntem români, da? Exact așa punctual, spuneți-mi, vă rog, în Turnul Severin. Ce producem? Producem cablaje pentru mașinile germane, da? Da. În Orșova producem sisteme de siguranță pentru mașinile germane. Uh-huh. Știți cu ce salarii sunt plătiți oamenii aici? Ok, cu ce salarii sunt plătiți? De la 1100 de RON net până la 1600 net. Asta nu prea are cum la 1100 de RON, că dacă vă fac un calcul din salariul minim, vă-l scot mai mult. Să zicem că sunt puțin așa, nu stau bine cu aritmetica. Da. Dar nu avem salarii la nivelul la care ar trebui să le avem. Pentru ceea ce facem. Eu nu am avut afacere, nu am plecat în Europa, nu am plecat din România, am rămas aici. Crezi că fabrica de cablaje ar fi existat fără granițele Uniunii Europene? Păi și cu ce ne ajută pe noi fabrica de cablaje, că dă la câteva mii de oameni salarii net, minim pe economie? Dar dacă n-ar fi existat, noi ce am fi făcut? În lumea asta, noi am fi făcut mobilă, am fi făcut vapoare, am fi făcut vagoane, am fi făcut de unde apă știi? Grea. Ești atât de competitiv. Politicienii noștri Valeriu, Valeriu, da, Valeriu, da, de unde știi că am fi făcut vagoane? Faci vagoane mai bine decât China? Decât Germania? Păi, domnule, noi fabricăm vagoane la Turnul Severin. Domnule, le fabricam în anii 70 și în anii 80 și le fabricai într-o industrie comunistă. Până în anii 96, când vagoanele alea nu mai erau bune pentru țările alea. Poți să înțelegi lucrul ăla, că vagoanele alea erau duse, luate de acolo și duse în Rusia și vândute ca toate fierătanile alea. Și atunci, de ce Olanda venea în fabrica de vagoane să le facem cisterne? Eu am lucrat și pe acolo. Păi le-a venit o vreme. Convertit din lăcătuș în sudor și sudan. Le-a venit o vreme automată. Că o vreme ați făcut o treabă bună. Domne, am făcut treabă bună. Am fost o mână ieftină de lucru pentru ei. Asta este important. În perioada comunistă. Performanță. Nu,
Dacă... Nu, nu, o decembrie, deci după decembrie. Aha. Eu am după decembrie. 2 de ani. Da. Deci ai spus că a fost o mână ieftină de lucru, da? Știi ce s-a întâmplat? Exact. Hai să-ți explic. Mâna ieftină de lucru a câștigat ceva mai mult în plus și mai la est de noi sunt unii care sunt și mai ieftini. Rusia, Ucraina, Turkmenistan, Uzbekistan, China, țări care câștigă mai puțin. Noi facem performanță, venind la noi, pregătit profesional. Da, facem o calitate medie. Ați mai văzut acum o școală profesională în România? Întrebați-o pe doamna Andronescu. Da, vă mulțumesc tare mult despre școlile profesionale. Vedeți că astea sunt opiniile, la noi sunt împărțite și oamenii zic, dar ce mi-a adus mie Uniunea Europeană? La Drobeta Turnu Severin v-a adus enorm de multe, iar fenomenul pe care îl descrieți nu este dintr-o cauză europeană, ci dintr-o cauză mult mai profundă, care se numește globalizare și care globalizare împinge genul ăsta de manufactură către zone care oferă același tip de calitate, cu salarii ceva mai mici. E o lecție pe care am învățat-o acum în pandemie, că avem nevoie ca o parte dintre lucrurile astea să se întoarcă la noi. Bogdan, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Ție ce ți-a adus Europa? Bunăstare. Bunăstare, o văd în jur. Eu sunt din Iași, sunt antreprenor. Am văzut, nu am beneficiat de fonduri europene, nu am atras firma mea fonduri europene, însă am lucrat pentru beneficiari care au atras fonduri europene. Și cu siguranță văd bunăstarea în infrastructură. Se poate și mai mult. Ne dorim un alt ritm, ne dorim un ritm alert. Dar nu putem nega faptul că România a beneficiat pe lângă injecția mare de capital european și de partea legislativă a Europei, pentru că legile noastre au fost aliniate dreptului european. Profesionalizarea s-a aliniat nivelului european. Este adică clar, ne-au evoluția. Cerut standarde. Asta s-a exact, întâmplat. Exact. Am fost nevoiți să evoluăm, să învățăm. Și ce aș spune și antevorbitorului, da, noi produceam, cu nostalgia asta că produceam și vindeam la volum, nu mai ține. Este o economie globală în care performanța și costul dictează. Dacă ești performant și livrezi clientului ceea ce își dorește la un nivel de calitate pe care și-l dorește, atunci ești competitiv, reziști pe piață. Și asta ne-a dat Uniunea Europeană. Ne-a dat posibilitatea să finanțăm proiecte și să devenim competitivi pe o piață europeană. Că fondurile alea pentru a micșora decalajul dintre noi și restul Europei, pentru asta au fost gândite. Din păcate, noi nu avem o cultură antreprenorială care să ne ducă spre a produce ceva cu valoare adăugată. Încă suntem furnizori de materie primă care are valoare adăugată mică și de asta suntem un pic săraci. Ăsta e efortul pe care l-ai numit și pe care statul român trebuie să-l facă, adică să găsim acel model de dezvoltare care să aducă valoare adăugată. Știu că pentru unii sună foarte complicat sau foarte teoretic asta, dar atâta vreme cât vei face doar cablaje, cum spunea Valeriu mai devreme, salariile... Dacă produci doar o părchițică dintr-un ansamblu și nu produci ansamblul acela care se vinde cu valoare adăugată bani, atunci vei fi, să știi că, vei fi doar un subcontractant. Exact, să știi că România a găsit o nișă și noile gulere albastre se dezvoltă acolo, este vorba de nișa IT-ului. România, așa cum avea muncitori în urmă cu 30-40 de ani, acum are zeci de mii de tineri care lucrează în IT și care aduc o valoare adăugată excelentă acestei țări. Creșterea Iașului, printre altele, este datorată și acestui fapt. Da. Sectorul IT.
sectorul IT și de outsourcing care produce foarte mult, într-adevăr. Și acum sper ca cei de sus, decidenții, să nu se gândească că acele favoruri, între ghilimele, până la urmă, care au ridicat acest sector, ar trebui eliminat, și anume... Da, știu, chestiunea cu salariul. Da. Vom discuta asta la un moment dat, pentru că e importantă. Mulțumesc, Bogdan. Aveți un oraș frumos, care mie și drag că mi-am petrecut o parte din viață acolo. Salutare, Milan. Ție ce ți-a adus Uniunea Europeană? Bună ziua. Te ascultăm. Mi-a adus foarte multe. Sunt reprezentantul unei cooperative agricole, fermierul de Dlăcan, cu 24 de firme, firme mici, fermieri mici, la 12 hectare care lucrează până la 300. Fermieri care astăzi probabil n-ar mai fi făcut agricultură dacă n-ar fi fost posibilitatea de accesare de fonduri europene pentru tehnologie, pentru evoluție, pentru a putea să facem o depozitare împreună, o stocare a acestor produse, pentru a putea să le vindem mai omogene. Adică una peste alta a fost un lucru extraordinar pentru noi și ne-a ajutat să rămânem în orășelul nostru mic din județul Arad, în orașul Nădlac, și să nu plecăm în altă parte să muncim și să fim nevoiți să trimitem bani acasă, cum au fost nevoiți multe persoane pe țară. Băgați marfă în supermarketuri? În acest moment noi suntem producători de oleaginoase și de cereale. De anul viitor o să și procesăm. Am depus un proiect care s-a și aprobat între timp, în care o să și procesăm, o să realizăm furaje. Știi Dar de ce avem te întreb? În 5 alte zile... Da. Pentru că a venit Valeriu mai devreme și a spus așa, ce ne-a adus nouă Europa, ne-a făcut piață de desfacere. Și acum, pentru că tu ești din zona asta, te invit pe tine să-i răspunzi lui, că poate răspunsul tău este mai competent decât al meu. Nu este adevărat. Este adevărat doar că nu am fost destul de pregătiți și mai ales la nivel de instituții și la nivel de politică care trebuia să pregătească mai bine intrarea în această Uniunea Europeană. Adică oamenii care au vrut să producă n-au fost pregătiți, n-au știut ce pot să facă cu acești bani europeni și mai ales cum să acceseze. Este o birocrație foarte mare pentru a putea să obții niște bani europeni. Dar o birocrație care nu este neapărat de europeană, este o birocrație românească care în cele mai multe rânduri noi ca și țară cerem o grămadă de lucruri în plus pentru a putea accesa fonduri. În primul și în primul rând s-a început de jos, de exemplu cu echipamente pentru a produce marfă care la un moment dat va ajunge procesată. După ce va ajunge procesată, va ajunge probabil de la acele furaje, o să ajunge la ferme de animale, de la ferme de animale la abatoare, de la abatoare să ajungem la magazine. Aici discutăm de ani și ani de investiții și crea unor fluxuri. Să nu uităm că în Uniunea Europeană a fi fermieri vorbim de tradiții de la generație la generație. La noi vorbim de o singură generație care a apărut după anii 90, după ce s-a dat terenul oamenilor, și încă n-am trecut de la o generație la alta ca să putem ajunge să facem tot fluxul. Dar evoluăm foarte, foarte bine. Da. Asta e foarte interesant ce spui. Mă gândesc, apropo de fonduri europene, cam cât de greu sau de ușor a fost pentru voi să luați un astfel de fond european. Știu că există tot felul de discuții. Ne avem în acest moment pe cooperativă, fiindcă și membrii noștri au beneficiat de multe proiecte, dar cooperativa noastră are 3,6 milioane de euro accesate în 5 ani de zile. 3,6 milioane de euro? 6 milioane de euro. Dar ferme de familie, atenție, nu vorbim de ferme enorme. Cea mai mică fermă are 12 hectare, cea mai mare are 300. Și toți împreună sunt 24 de fermieri. Și e foarte greu să ai încredere unul în altul și doar dacă avem încredere unul în altul putem să accesăm asemenea sume pentru a putea ajunge inclusiv pe raft în câțiva ani de zile. Primul proiect a fost cel mai greu, fiindcă nu cunoșteam această birocrație. După a doilea a fost mai ușor, a treilea mai ușor și acum avem al patrulea depus. Dar revin, să nu ne sperie birocrația. Trebuie să facem acest pas fiecare din noi pentru a rămâne pe piață, fără accesare de fonduri europene, fără aceste investiții gigantice care trebuie să le facem pentru a putea ajunge pe raft la un moment dat. Insurse proprii este aproape imposibil, mai ales în domeniul nostru agricol, unde fermele de familie sunt sortite pieririi altfel. Da. Îți mulțumesc pentru telefonul tău, că mai dă încredere. Altfel, cineva, o doamnă, cred că ne spune pe Facebook în felul următor, că de ce comparăm salariile dintre România și Ucraina, salariile mediane, că ele sunt cam egale. Păi în România salariul mediu este undeva la 2000 de dolari brut, da?
Și acum se calculează în țară, în timp ce în Ucraina e $775 brut. Că mă uit acum la chestiunea asta, deci diferența e destul de mare acolo. Da, într-adevăr, poate nivelurile de trai ar trebui comparate și altfel și de altă manieră. Dar mi-e greu să cred că acolo e un nivel de trai mai mare, sau era, că trebuie să comparăm perioade de pace. Elena, salutare! Ce ți-a adus ție Uniunea Europeană? Bună ziua tuturor! Mă bucur că mă aflu aici. Și în timp ce toți alte vorbitorii mei au vorbit despre Europa din punct de vedere economic, mi-ar plăcea să vin cu altă perspectivă, și anume a unui student care se află la Paris în acest moment și studiază cu ajutorul programului Erasmus. Ce mi-a adus mie acest program a fost experiență multiculturală, pe care, din punctul meu de vedere, toată lumea trebuie să, de care toată lumea trebuie să aibă parte în prezent, pentru că, în primul rând, îți schimbă cu totul viziunea cu privire la oameni, la toleranță, la egalitate. Este extraordinar cum câteva luni îți poți schimba viața. Și mă simt extraordinar. Și mai ales în această zi mă simt recunoscătoare că fac parte din Uniunea Europeană și că pot să beneficiez de un asemenea program special creat pentru studenți, care le ușurează toate aceste cheltuieli, să zic așa, pentru că nu este ușor. Pentru cine nu știe, acesta e un program prin care, pe banii europeni, studenți din toată Europa parcurg Uniunea, făcând studii într-o parte sau într-alta, cu o parte din costuri acoperite de comunitatea europeană. Așa funcționează programul ăsta. Da, într-adevăr. Și este un mare beneficiu, pentru că, cu toate că acest ajutor este binevenit, traiul aici este încă destul de dificil. Tot este nevoie de un aport crescut și din partea familiei și din alte surse financiare, de exemplu, și bursele din partea facultății. Deci, din nou, este o experiență foarte frumoasă și oamenii pe care îi întâlnești nu sunt ca la noi și te face să realizezi într-un fel că noi românii nu suntem așa răi cum se mai spune. Avem și multe avantaje, multe lucruri frumoase și despre țară și despre oameni. Ce studiezi? Științe politice. Științe politice. Te pregătești pentru România sau pentru Europa? Pentru ambele, sincer. Nu am foarte multe planuri stabilite, însă îmi doresc să lucrez în paralel și pentru Europa și pentru România. Câți ani ai? 20. Tu aproape ești născut odată cu Uniunea Europeană din România. Cred că ai început să conștientizezi lumea când noi eram deja în Europa. Mă gândesc că pentru tine nici nu există altă formă de lume decât cu România Europeană. Da, este incredibil că mereu fac comparația între mine la 20 de ani și părinții mei la 20 de ani sau bunicii mei la 20 de ani, care nu au avut oportunitatea de a călători așa de mult cum am reușit eu. Câți ani au părinții tăi? Părinții mei au 47 de ani. 47 de ani și atunci când aveau 20 de ani, la începutul anilor 90, sau mai bine poți să spui, știi când au ieșit părinții tăi din țară prima dată? Mi-e greu. Cred că am fost foarte mică. Mi-e greu să spun. Nu știu. Da. Dar observația ta e foarte bună. De fapt, rezultatul Uniunii Europene pentru majoritate sau pentru foarte mulți dintre români este acest lucru absolut senzațional pentru copiilor. Dacă e să vă gândiți la generația mea, la generația părinților Elenei și la anii 90, să vă dați seama în ce sărăcie cruntă era această țară și cum arătau viețile noastre și unde suntem astăzi, când pentru mulți dintre copiii români a ieși, a munci și a studia în străinătate este o normalitate, vă dați seama de pasul pe care această țară l-a făcut. Elena, ce să zic? Spor la treabă e ce pot să zic în momentul ăsta. Mulțumesc tare mult și mulțumesc că mi-ați oferit ocazia să vorbesc aici cu voi. A fost o plăcere, da, pentru că, vedeți,
România trebuie să audă și exemplele astea. Dacă ne cantonăm numai în a spune că este rău, complicat, sau că suntem doar subiecții unor dezamăgiri peste care a venit Uniunea Europeană, e un fel de a vorbi. Dar România, cum spunea colegul meu de profesie, Radu Naum, e așa ca o coloană foarte lungă, cu unii care trăiesc în 2022, cazul Elenei, cu unii care trăiesc în 1990, cazul lui Valeriu, care a vorbit mai devreme, și coloana asta lungă este unificată, sigur, prin sentimentul național, dar ea se întinde pe zeci de ani de experiențe și de, și de practici, și de dezamăgiri, și de bucurii. Da? Vârful coloanei trage după el pe toată lumea. Ionut, salutare! Ție ce ți-a adus Uniunea Europeană? Ionuț, l-am pierdut. Hai, mai încercăm o dată. Nu i-a adus cea mai bună legătură telefonică. Gabi, salut, bine ai venit la România în direct. Salut, salut, am găsit. Mie Uniunea Europeană mi-a adus trei proiecte de agricultură. Yeah. Am reușit și am absorbit undeva în jur de 300.000 de euro, bani europeni. Am cumpărat utilaje agricole, am făcut un depozit frigo și cea mai nouă achiziție, o autoutilitară frigorifică. Dacă în 2010 am plecat cu un hectar și ceva de teren în agricultură, după 11 ani lucrez în jur de 80 de hectare. Tot Uniunea Europeană mi-a dat și posibilitatea, chiar dacă multă lume se plânge, intrat într-un hipermarket din România. Astfel, unul din produsele pe care eu le fac, pe tine, poate fi găsit într-unul din hipermarketurile din România. Adică faci zootehnie, îmi dau seama din ce spui că faci zootehnie, nu? Ceva de genul ăsta trebuie. Nu. Legumicultură. Eu sunt un cultivator de nișă, cultiv porumb zaharat, cel care îl găsiți pentru fiert, copt, etc. Bună-l-a. Și anul acesta cei de la hipermarketul respectiv am solicitat să facă o cooperativă, să le pot furniza mai multe produse, iar fondurile europene pentru agricultură în acest exercițiu bugetar, dacă nu ești într-o formă asociativă, nu prea mai ai șanse reale să prinzi o finanțare. Hai, răspunde tu la întrebarea aceea pe care a lăsat-o ascultătorul nostru. E România doar piață de desfacere sau poți să lucrezi? Nu este doar piață de desfacere. E problema românului, exact cum spuneați la începutul, în preambulul emisiunii, când, domnule, oamenii nu investesc, nu iau fonduri europene, că sunt controlați mai strict. Eu, ca să pot furniza aceste producții, trebuie să îndeplinesc niște condiții. Nu pot să duc chiar așa într-o sacoșă, să iau porumbul și să-l duc la hipermarket. Mulți fermieri evită să se complice, pentru că există o întreagă procedură, hârtograie, documente, programe informatice de facturare, programe informatice pentru coduri de bare, sunt niște proceduri. Iar noi ne plindem urechile de multe ori în astfel de situații și atunci preferăm să mergem pe o cale mai simplificată, îl ducem în angro, îl dăm la samsari. Mm-hmm. Și cam atât. Pentru că restul presupune câteva lucruri. Dar ție îți aduce valoare adăugată, bănuiesc, nu? Da. Păi tocmai de asta am făcut și un depozit frigo, astfel încât începând din iarna asta se pot congela acest porumb și din noiembrie-decembrie se pot furniza și porumb congelat. Pe lângă toate astea am creat și locuri de muncă. Chiar acum trecut am angajat un om în fermă, în plus de ce aveam și cu ce lucram. Adică să vrei să muncești. Asta e ideea de bază. Să vrei să muncești, vrei în pace, să muncești, adaug eu acum. Da, din păcate în situația dată, așa este, să putem să muncim în pace. Stăm într-o stare de incertitudine, pentru că datorită acestei crize toți fermierii au fost afectați de scumpirea inputurilor. Chiar dacă prețul cerealelor a crescut, pentru
nou viitor pentru recolta din 2022, în toamnă mă refer, există un semn de întrebare. Deocamdată nu știm ce ne așteaptă. Noi, ca și fermieri, trebuie să știm că trebuie să producem, să producem de mâncare, pentru că abia acum cred că importanța agriculturii se vede din avion, aș putea spune, în sensul că de mâncare întotdeauna va fi nevoie. Că e pace, că e război, cu atât mai mult când e război, nu avem nevoie exclus, de alimente. Nu este exclus. Îți mulțumesc tare mult, Gabi, da. Și să știi că o să mă gândesc la tine când o să cumpăr porumb din acela, din rafturi, porumb de fiert, da. Eu te, domnule. România e o țară cu oameni creativi și muncitori și a munci aici, în spațiul acesta, s-ar putea să-ți aducă foarte multe satisfacții. Laurențiu, ție ce ți-a adus? Cu respect, cu respect, domnul Cătălin. Bine m-am regăsit, am discutat și dimineață la telefon la cealaltă emisiunea noastră. Ce vreau să spun, partea cu Uniunea Europeană a adus, să zic așa, și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Partea de cu accesarea proiectelor europene, sunt anumite proiecte care sunt ușor de câștigat, dar sunt și unele proiecte la care efectiv se pun anumite piedici, să zic. Eu, unul, partea de, ca și Uniunea Europeană, mi-a adus, să zic, un beneficiu, partea de a călători în mai multe țări, de a participa la anumite târguri internaționale și de a cunoaște persoane foarte respectabile și cu care am făcut un schimb de experiență. Pe partea de fonduri europene, vreau să vă spun că am o firmă din anul 2000, am lucrat pe această firmă cât s-a putut de corect, da? Am avut un magazin deschis, pe care l-am închis după un an de zile, din cauza, să zic așa, taxelor și impozitelor și așa mai departe, am deschis o altă activitate, numai că pe această activitate, de câte ori am încercat să depun un proiect ca să accesăm niște fonduri europene, de fiecare dată în ultimii 4 ani de zile mi s-a spus: domnule, ne pare foarte rău, aveți profit pe firmă. Așa. Vă trebuie firmă din 2019 care să fie pe pierdere ultimii 2 ani de zile. Serios? Așa se face? Vorbesc serios. N-am puteți să verificați. Și o să vă spun și domeniul de activitate. Ce domeniu? Avem o contabilă foarte bună care este foarte atentă la accesarea acestor fonduri pentru saloanele de cosmetică, ca să vă spun așa. Da, da. Noi am plecat în anul 2019, am deschis un salon când a început nebunia pandemia, toată lumea închidea și noi am plecat la drum, am închiriat un spațiu, am plecat cu un singur aparat și din ce am câștigat, am vrut să ne dezvoltăm. Și am mai cumpărat un aparat și am mai angajat o persoană și așa mai departe. Și ne-am dezvoltat. Și am încercat și noi să accesăm niște fonduri în ideea de a mai cumpăra un aparat mai performant sau de a mai angaja un om. Și atunci ți s-a spus, deci, n-ai pierdere. Da, auzi, așa nu o fi... avem pierdere, avem firma pe profit și aceasta este cea mai mare cauză. Și atunci am zis, domnule, dar eu nu înțeleg. Dar asta e reglementarea europeană. Dacă asta e reglementarea europeană sau e consultantul nostru? Așa e. Nu, nu, nu. Este reglementarea europeană. Nu mă pricep. Exemplu, sunt proiecte care puteam să le accesăm în 2019, trebuia o firmă deschisă în 2019, dar 2021 trebuia ca să fie în pierdere. Mi-ai dat o idee, îți mulțumesc tare mult. Ideea e următoarea. Îmi dau seama că trebuie să discutăm despre fonduri europene. Da, despre anumite și proiecte. O să încerc să aduc un consultant aici în studio, pentru că și eu vreau să înțeleg mai multe lucruri. Poate să nu de reparat acolo. Exact. Mulțumesc tare mult, Laurențiu, dar m-ai pus pe gânduri. Deci cum? Bun, înțeleg că i-ai ajuns pe cei care sunt în pierdere, da, și unul care e deștept și bună la nu merită. Cristi, salut! L-am pierdut pe Cristian, ăsta e momentul, n-am mai avut răbdare. O să vă zic eu două vorbe la finalul acestei emisiuni, căci nu știu dacă mai avem timp de un alt telefon. Da, e și ziua independenței României, mi-a spus cineva în momentul acesta. Independența România e o țară independentă, dar într-un spațiu în care trăiește după anumite reguli comune pe care singuri le acceptăm, le votăm și le transcriem conform intereselor noastre. Uite că avem un telefon. Gabriel, salut! Salutare, Gabriel! Bună ziua, vă salut!
O să pui concluzii. Nu știu, eu nu prea înțeleg chestia asta. Faptul că eu mi-am dezvoltat firma e o chestie a Uniunii Europene. Păi auzi că... de vedere. Poftim? Oamenii povestesc că au luat fonduri europene. Da, e adevărat asta, e adevărat, dar nu cred că asta ar trebui să ne bucure, faptul că am primit fonduri europene, ci faptul că prin intrarea noastră în Uniunea Europeană am intrat cumva în normalitate. În ce sens? Noi am ieșit în 89 dintr-un coșmar. Până am intrat în Uniunea Europeană, am fost un pic besmetiș, dacă îmi dați voie să spun asta. Am fost chiar besmetici și cu politicienii pe care i-am avut, nu dau nume, că nu cred că e ok, dar faptul că am intrat în Uniunea Europeană și inclusiv chestia de circulație liberă în Europa, faptul că pot să mă duc să-mi cumpăr o casă, spre exemplu, în Amsterdam, dacă aș avea bani, ceea ce îmi doresc, dar nu cred, dreptul de a putea să te duci oriunde, cred că asta a fost o chestie... Eu sunt un pic mai în vârstă, nu sunt expert în perioada comunistă, pentru că eu am 51 de ani. Eu aveam undeva la 19-20 de ani la Revoluție. Am trăit foarte puțin, până la vârsta aia era altceva. Dar înțelegeți dreptul, ce vreau să spun? Înțeleg și mă las un pic pe gânduri. Am să-ți mulțumesc că astăzi se încheie aici. Dar am început emisiunea asta rotund, adică o încheiem rotund. Am vorbit de dreptul de liberă circulație și am încheiat cu el. E acesta unul dintre marile beneficii ale Uniunii Europene. Ne place când mergem doar cu buletinul în stânga și în dreapta. Dar mai tare, știți ce ne place? Că avem banii să mergem acolo. Ceea ce e absolut formidabil pentru o mare parte dintre români. Sigur că România și Europa se dezvoltă inegal și aici, dar gândiți-vă la progresele fantastice pe care le-am făcut și care sunt absolut măsurabile. Dacă deschideți harta de care v-am pomenit, Cohesio, cu capa, o să vedeți enorm de mulți bani veniți în România. Dar mai important sunt oamenii care au primit acești bani și au putut să crească mai departe. Asta e ziua Europei. Mâine vorbim despre război cu jurnalista Magda Grădinaru. Eu sunt Cătălin Striblea. Vă spun spor la treabă.